Gheorghiță, nu ți-a mâncat? Să mă duc să fac mâncare. Dar ce mâncare ți-a mâncat? Fac niște macaroane, vrei? Da. Da. Popcorn cu coșoi, de ce? Nu vreau popcorn. Vrei? Gheorghiță, vrei cocoșoi? Da. Dar ce n-ai ghiurghiocat pe tine? Tăți cocoșoi? Am mai ascult tăți grăugii. Am uitat să le pun, după ce nu le-ai ghiurghiocat. Nu așa le-a. Ca să cocoșoi. Mai punem. Să le-am scot-o de gheal. Nu, le gheal am aici. Cu dosul ăsta pune la încăldare. O să le țin sale. Atunci. Pun gata căpacul. Pune căpacul. Ia uite dacă merge. Ce merge? Măi, nu, nu merge, nu știu ce. Ia. E doar unul. Se vede că am pus prea mult ulei. Gata. Tot. O, ia un sa, oha! Ia. Cocoșoi. Băi, Gheorghiță, băi! Ia vină și-mi dă macaroanele, că nu, nu le ajung. Da? Aici, da, ia. Da, ia de pachet și-o cu macaroanele, n-al ajung. Ia-te, din fund, din fund. Da, da, îi spart. Vezi să nu... niște picene de acolo, din casă. În care? Picene, că să servim o cafeluță. Alo? Tot am viat. Adevărat am viat. Eu, Natasha lui Petreanu, vorbesc cu domnica? Da. Natasha lui Petreanu? Tot Ioniță. Da, da, da. Și? Și, uite, eu sunt soacră mică și îmi trebuie două prosoabe. Trăiesc pe treza caie de zare. Două prosoabe? Eu am numai câte unul de un fel și unul de alt fel. Dar n-am prosoabe că se cos. Că eu de croșetat le croșetez, dar de țesut așa nu le pot țesă. Și nu, n-am. Orice caz, comandă. Dacă primesc, știu, comandă. Ți îi trebuie repede, da? Ei, dar nu. Nu. N-am. Erau prelungi și mi-a dus
să-i scurtez. Mai primesc și un pumang să mă hrănesc. Mai câștig o bucățică de pâine. Nu ne ajunge pensia care o am. Eu de la 6 luni m-a luat mama pe câmp și a venit o furtună cu tot cu ploaie și ei m-au așezat, m-au luat pe câmp la Prășut Sfeclă și m-au pus sub un copac de nuc și a venit o furtună groaznică de cu vânt, cu ploaie, cu tot și a dat un vârtej rău peste mine și m-au paralizat. Și de atunci am rămas așa. M-au dus pe la diferite spitaluri, mănăstiri, m-au dus, dar n-am avut leac. Și de atunci mă chinui așa. Am rămas că mai vonică, că am avut două surori și o decedat. Am rămas eu mai bolnavă, el mai sănătos și... Deci da, dar eu am rămas mai bunic și am îngrijit-o pe mama. 10 ani n-au văzut și n-au auzit. 3 ani au stat la pat, la pampers. Și apoi eu avem grijă. O spălam, o hrănem, o schimbam. Și ca așa m-am chinuit 3 ani de zile. O hrănem cu lingura și îi dădeam în mână, îi luam cana, ca așa. Și mă dușem. Câteodată mă străga și nu știi ce zisa e și eu de aici poate avem treabă să nu dea în foc, să le pădam tot, închidem și să mă duc să văd și mă cheamă. Și când întrebam, și mai străga. Ei, tu nu mai stai cu de vorbă cu mine și începe a plânge. Zic, dar n-am când, cum, dar, ei, dar și mai faci acolo. Dar și mai fac, zic, dacă nu fac eu și... Așa e că ți-a mâncat, mai încolo ai să ceri mâncare, dar cine s-o facă? Cine ne aduce nouă mâncare? Ei, hai, du-te, hai. Și plec așa. M-a închinut, momente de astea care... Janic, straniu, când vine cineva, o zic, cum lupți tu așa? Dar o zic, eu aș da-o pe mama la stat și... Dar nu pot eu, zic, n-am inima asta să o dau eu pe mama mea la stat, să aibă grijă alții. Cum pot, cum nu pot, cu dinții trăgem din pampers când avem putere să o răstorn, că ei femeie greoaie. Și trăgem cu dinții din pampers și o schimbam. Și așa. Mai am un frate în ogradă și nu mă pot înțelege cu dânsul, că el e știu că eu trăiesc și exist aici. Dar mama m-a lăsat pe mine aici, în casa părintească. Vine unul, scurtează în pantaloni, vine altul, trage la mașină, s-o discusut așa, un pijac, o coftă. Și-o zic că el nu poate să stea liniștit în o gradă din cauza mea. Și ești du la casa de dou, de internat. Du-te că eu nu-mi trebuie că aleși la casă. Dar mama ne-a lăsat mie casa bătrânească, ne-a lăsat-o mie. Și-o zis că cât ai și și-ai trăit, tu să nu te duci nicăieri la casă de stat, că eu nu vreau să te dau, că și eu blăstămată. Și-ți aici, în păreței lui mama și-a tatei. Și nu știu și vinovată, eu dacă mama l-a chemat, chipurile l-a chemat aici, că să aibă grijă de mine, de mama,
Dar el a făcut așa că s-a dat deoparte și și-a făcut casă în ogradă și nu a vrut să îngrijească de mamă. E ca așa, scurg, scurg. Uneori când n-am puterea, mă fac aha. Na, o que tá justo? Mi-a dăruit de la Raion, că am fost cu expoziția, mi-a dăruit o mașină de cusut. Și spune eu, că doamne, doamne, că n-ați putem noi să-ți o dăm, că așa e de picior. Și nu putem, că tu n-ai să poți lucra cu dânsa. Dar eu zic că ei cum, la tăți le-ați dat, dar eu am luat primul loc și nu-mi dați cu diplomă și dați-mi și în ei. Dar eu zic că n-ai să poți să te discuși cu dânsa, că trebuie să pui piciorul, dar la mine piciorile nu lucrează. Și zic că ia dă să încerc. Mă trage cu cărșorul la masă, punem preză mașina și când pedala și aia o iau și o pun sub barbă, și pun așa ea, brrr, s-a dus, am cusut. Uți că bravo, bravo, nu m-am gândit că ai să pui pedala sub barbă să coș. Și apoi ne-o dat, în loc de una ne-o dat două mașini, una cusă la Verlovcă, dar una cusă, o am și amu. Și lucrez cu dânsa mic șlic bucățica de pâine.
zic, Doamne, și în ochii ca pe un câine, chiar trebuie pe mine, tot pe mine, dar n-am avut încotro de-a mă. Mai plâng, mai uftez, eu lucru din nou, mama eu cu lucru, mai sună o persoană la mine și așa e. Nu pot să redau cuvintele cât îs de dureroase. N-am și face și n-am cu cine mă lua. A rămas în pat părinți de unde că m-a murit mama. N-am bune să mă duc. Dar și inima mă sună. Să-i resim.